Salutare, fraților, eu mă numesc Vicnim, mi-am desfăcut primul meu telefon Nokia, care deja nu mai lucrează, îmi pare rău, dar am avut așa de multe jocuri pe el, am avut destul de bine aventuri frumoase cu el, l-am desfăcut și cam ce în armele lui Neptun, cum se mai zice, bă, că astea, cum zic unii, cărămizi, cu asta spargeam nu știu când aveam 5 ani, ești nebun. Nu zic nimic, ăsta e monitorul, bă. Plus încă este protec de asta, bă. Ia. Bă, asta e plină, e zgriată, e crăpată, bă, ești nebun. Nu mai zic nimic de ea. Monitorul iars aici un pic. Nu zic nimic. Dar nu, iars așa, parcă e iars, dar nu. Ăsta este tăblița sa. Hai, bă, că mai ține, dar e murdară. Trebuie să o curez cu un fel. Asta deja e fața. Da. Fratele meu? Da. Nicu? Dragul meu? Vedeți că se aude aici clicul dacă pui? Da. Destul de interesant. Bine. Nu-mi doare. Bine. El l-am făcut împreună, de exemplu, că deja nu mai mergea. Deja nu mai mergea, da? Și l-am desfăcut. Păi, cam asta se află în telefoanele noastre vechi. Plus încă o chestie aia, unde e? De peste? De chestia? Da. Adică. Nu? Aia, mă rog, nu știu, nu s-a dus. Unde am pus să nu mi-aduc aminte. Cam asta se întâmplă într-un telefon. Atachezi ecrana. Da, da. Da, dacă te uiți aici deja, ha, că ești deja mai creepy, da? E ce construcție, zici că e direct piramida lui Tutankhamon. Bine, zici că aici sunt baterii. Nu știu cât de bine se vede, dar uitați, eu vă măresc. Uitați, parcă și sunt niște baterii. Carcasa e, de fapt, tare. Și au zici, parcă zici că e cu de morți. Bine, telefoanele acestea, poate vor reveni și cu o Nokia de aia mobilă, cine știe. Vă mulțumesc pentru vizualizare, tror, la revedere. Nu uitați să dați like, să vă abonați dacă vă place cum desfac eu chestii. Tastatura. Și dacă vreți să vedeți cu ce fel de uneltă eu desfac, asta este instrumentalul meu. Cu aceste instrumente eu desfac orice trebuie și tot ce îmi trebuie. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Vă rog să mă distribuiți la cât mai mulți prieteni. La... Nu uitați să dați like, să vă abonați, fiindcă mă ajută tare mult. Creștem, facem o familie foarte mare. Și ce am vrut să vă zic, asta este un magnet de chestii. Efectiv, e magnet de chestii, bă. Uite, mă uit în camera, uitați. Dacă pun de exemplu aici, dar aici sunt toate, dacă o pun, uite. O pun, eu decât astea toate. Nu, interesant, dacă aș mai ști ce e chestia asta, nu era unită cu nimic. Bă, era camera. Ești că e camera, dar nu e camera. Fiindcă ce e traumată toată. Înăuntru, stați să vă arăt. Nu știu cât de bine se va vedea, fiindcă filmez cu camera telefonului. Haide, bă, ce... Dumnezeu. Haide, bă. E bine când ai destul de multe de astea șuruburi, dar nu chiar e bine când magnetul este plin în ele. Da, ia uitați-vă. Da, vedeți, și chiar pe cameră se vede mai bine să o focusez așa. Bine, nu se primește să o focusez, ia uitați. E tot stricat. Eu dacă mă cu ochiul liber, chiar nu bine văd, dar dacă mă uit aici pe filmare, cam foarte bine se vede. Vă mulțumesc pentru vizualizare, nu uitați să dați like, să vă abonați, fiindcă creștem și creștem. Vă mulțumesc pentru vizualizare, tot, la revedere!